Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și împreună să cântăm aceste versuri minunate de cântare. Purtat păcatul meu, rușine.
Hristos. Aș vrea să revenim la partea mai pragmatică a discuției. Noi ne-am trezit cu Biblia Cornilescu pe masă sau în casă. Mă rog, într-o formă sau alta, mă aduc aminte ce aventură era pe vremea, pe timpul comunismului, să primești o Biblie sau să ajungă o cutie cu Biblii acasă la cineva. Și îmi amintesc că la un moment dat, într-o noapte, a bătut cineva la ușa noastră. Era un om pe care nu-l cunoșteam. Oprise o mașină, era cu luminile stinse, noaptea, așa spre dimineață. Era un om pe care tata-l cunoștea. Acest om a bătut la ușă, a fugit la mașină, a dus câteva cutii și mi-aduc aminte că tata le-a luat repede, era o mișcare așa foarte, era agitație. A coborât în beci, aveam un beci pentru alimente și aveam un butoi cu varză, da, la murat. Și acest butoi era cumva înălțat pe niște bucăți de lemn sau cărămizi, nu mai rețin bine. Și n-am înțeles de ce acele cutii au trebuit, eram copil, au trebuit puse sub butoiul cu varză și apoi închis cu alte bucăți de lemn sau cărămizi, astfel încât să nu se vadă. Deci, pentru mult timp, Biblia a ajuns cu sacrificii. Și dacă îmi permit să adaug ceva, eu am văzut la Societatea Biblică Britanică în arhivă, am văzut scrisori ale unor oameni care cereau Biblii și care primeau Biblii atunci când, pentru un exemplar sau altul din Scriptură, se aduna o anumită donație și în momentul în care se făceau anumite colecte în biserici, ele erau trimise în lagărul comunist. Am văzut astfel de documente foarte emoționante pentru că indică acea relație care exista între credincioșii de aici, după cortina de fier, și oamenii din bisericile evanghelice din, să zicem, Anglia sau din Statele Unite, care făceau fundraising pentru a trimite Biblii celor care aveau nevoie de ele. Și uneori au trimise din alte țări, să zicem, prin Israel sau din Israel, de unde nu se putea bănui că ar putea fi trimise Biblii în România. Asta doar ca o paranteză. Au fost oameni care au plătit chiar cu prețul vieții. Eu cunosc chiar o persoană care a plătit cu prețul vieții. Am cunoscut o persoană care a plătit cu prețul vieții acest trafic de Biblie. Dar este remarcabil ce ai menționat adineauri. Noi le-am primit gratuit, dar nu însemnau că erau ieftine. Deci cineva tot plătea de fapt undeva pentru acestea. Ce vreau să spun este însă, ne-am trezit, am primit într-o formă sau alta un formular, Biblia Cornilescu. Apropo, chiar am păstrat una dintre exemplarele de sub butoi. Era cu acea copertă moale verde. Da, Biblia întreagă cu coperți verzi, nu știu dacă ai văzut vreodată acea ediție. Oricum, haideți să ne imaginăm că nu știm nimic despre acest proces al traducerii și intrăm într-un magazin astăzi și trebuie să alegem o ediție. Avem nevoie de o Biblie, vrem să o studiem, vrem să ne aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu într-un mod sincer, deci cu o motivație corectă, cu o motivație spirituală, poate chiar devoțională, nu neapărat academică. Și trebuie să mă opresc pe un exemplar. Care sunt criteriile pe care le-ai recomanda ascultătorilor noștri, criterii pe care să le urmărească atunci când vor să compare diferite ediții, astfel încât să se asigure că o cumpără sau o aleg pe cea mai bună? Observ că ai început cu o perspectivă foarte personală sau cumva individualistă asupra actului citirii Scripturii, pentru că în înțelegerea mea, Scriptura ar trebui să fie nu doar ceea ce fac în particular, ci ar trebui să fie în egală măsură o experiență liturgică. Deci dacă eu mă întâlnesc cu Scriptura, mă pot întâlni cu ea și în acest cadru personal, dar
întrebarea ar putea să fie ce scriptură se folosește la biserică la mine, care este versiunea din care se citește, pentru că vreau să o am și eu. Tu ai inversat perspectiva. Intenționat. Într-un mod mi se pare important. Avem un subiectivism cât de așa agresiv în acest proces. Da, sigur, dacă judecăm actul acesta al citirii scripturii izolat, să zicem, de citirea comunitară sau de studierea în comunitate, putem să pornim, așa cum ai început cu întrebarea, sunt într-un magazin de cărți bisericești, într-o librărie creștină și îmi pun întrebarea ce Biblie să citesc. Dar eu aș începe cu, totuși cu această dimensiune comunitară, pentru că lectura scripturii a fost multe sute de ani până la apariția tiparului, a fost o experiență a întregii comunități și mulți dintre cei care s-au întâlnit cu scriptura s-au întâlnit mai ales în predică și în citirea publică în biserică. Într-un fel, mulți oameni, până să apară tiparul la 1400 și ceva, sau să zicem până apare tiparul ăsta de masă pe la 1522 cu Luther, să zicem, cu testamentul lui din septembrie 1522, mulți nici nu aveau acest lux de a-și pune problema ce versiune să aleg, pentru că aveau o versiune care era cea realizată de cărturarii bisericii și care se citea în biserică. Dar, bun, într-adevăr, suntem în epoca modernă, putem alege, avem multe opțiuni, avem multe versiuni. Am putea să aplicăm mai multe criterii, să fie o Biblie într-un limbaj accesibil modern, să fie o Biblie ușor de citit, să fie o Biblie care să fie fidelă originalului, să fie o Biblie care să fie concisă, să aibă formulări concise, care să pună în evidență, de pildă, relația dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Adică să marcheze citatele din Vechiul Testament, să le marcheze fie printr-o notă de subsol, fie prin italice. Și aș lua chiar un exemplu de text și aș vrea să te supun pe tine unei probe, dacă mă poți lămuri. Există ceva ce îți vine în minte atunci când citești despre Iisus, pruncul Iisus în Matei 2, imediat găsesc pasajul, când îi se spune lui Iosif să plece înapoi în Țara Sfântă pentru că au murit cei ce căutau viața copilului. E ceva ce îți vine în minte? Îți un pasaj din, să zicem, din Vechiul Testament? Este în versetul, da, versetul 13. Poți să-l și citești cu glas tare. După ce au plecat magii, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu. Și apoi versetul de la întoarcerea lui, care îl anunță că trebuie să se întoarcă. Versetul 15. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Nu este, dacă îmi dai o secundă, îl găsesc. Este versetul 20 din capitolul 2. Dacă îl citești: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Este o aluzie la Exod 4:19. În textul grec avem o formulare care amintește de ceea ce îi se spune lui Moise, că trebuie să se întoarcă înapoi la fiul lui Israel, dar ar trebui de fapt să citim din Septuaginta, din textul grec pe care îl folosește Matei, pentru că acolo avem exact aceeași idee, că a murit faraonul care căuta să ia viața, lui Moise. Prin urmare, avem aici o legătură foarte interesantă la nivel de limbaj, o legătură ca 4:19, dar ar trebui să ai textul Septuagintei, să te uiți în el.
Da. Da. Da, există traduceri care marchează această legătură și e important să auzi în background acest ecou al Vechiului Testament. Deci aș spune că o traducere bună este o traducere care îți dă și anumite sugestii, anumite ecouri din Vechiul Testament către Noul Testament. E o chestiune de finețe, dar nu e lipsit chiar de importanță, pentru că potrivit Evangheliei după Matei, Iisus este un nou Moise, care este de fapt evident mai mare decât Moise. Deci acest filigran pe care Matei l-a realizat la nivel de limbaj, folosind această expresie, au murit cei care căutau viața copilului, e interesantă pentru a realiza o legătură între Vechiul Testament și Noul Testament. Este evident, cum spuneam, o chestiune de finețe, dar ar trebui să fie redată, măcar printr-o notă de subsol, dacă nu chiar prin marcarea cu italice a textului respectiv. Și mai am și alte exemple care nu se văd. La Cornilescu, interesant, nici măcar o trimitere sub verset nu avem. Deci e, să zicem, un loc în care versiunea Cornilescu pierde o sugestie fină pe care Matei o face prin această inserție, care nu este întâmplătoare. Am înțeles. Deci ai adus în... ai menționat două criterii pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când alegem o versiune. Prima este, să zic, acceptarea comunitară sau cum este folosită în comunitatea apropiată sau în cea liturgică din care eu fac parte, pentru că este destul de deranjant sau chiar mă pun într-o situație dificilă să mă duc la biserică și să se citească dintr-o versiune și eu să încerc să identific și să compar citind o altă versiune foarte diferită. Deci este bine să ne aliniem la o linie comunitară pe care biserica din care fac parte a adoptat-o. Al doilea criteriu la care ai făcut referire este totuși să avem curajul să alegem o limbă adaptată, modernă, corectată, care să fie relevantă atât pentru noi, cât poate mai ales în demersul nostru evanghelistic, pentru că uneori expresii consacrate, care pentru noi sunt foarte clare, nu fac niciun sens să le folosim în comunicarea adevărului biblic cu cineva care nu este obișnuit cu limbajul, să zic, Cornilescu. Și atunci este bine să avem curajul să adaptăm limbajul astfel încât adevărul biblic să ajungă mai ușor la ascultători. Ar mai fi și alte criterii sau aceste două sunt cel mai importante? Da, acum fidelitatea ar trebui să fie un criteriu foarte important, dar mă tem că mulți cititori n-ar putea să evalueze fără cunoștință de specialitate în ce măsură o traducere este fidelă. Prin urmare, aș spune că ar fi indicată folosirea unei traduceri care să fie realizată de o echipă, de oameni care, să zicem, vin cu diferite competențe. Noi în România, din păcate, nu am avut prea multe experiențe cu versiuni realizate de comitete de traducere. E important și acest aspect. Să nu fie o traducere, să zicem, realizată de un singur om, decât dacă în mod excepțional nu există o alta, cum s-a întâmplat cu versiunea lui Cornilescu și dacă versiunea respectivă are recomandări bune, cum iarăși a fost cazul versiunii Cornilescu. Altminteri aș spune că o versiune realizată de un comitet este mai potrivită pentru că avem garanția că mai multă energie și mai mult timp s-a petrecut pentru sau investit pentru a realiza o traducere de calitate. Și aici Statele Unite, Canada stau bine pentru că au versiuni realizate în acest fel. Aș spune că o versiune bună este și o versiune cu poezie, care păstrează poezia și care lasă poezia ebraică, un segment important din Vechiul Testament, să fie poezie, care nu izgonește metafora. Prea adesea traducătorii, mai ales pentru că vor să facă versiuni inteligibile, foarte gustate de publicul larg,
ucid metafora, o sugrumă, o tratează ca pe o, ca pe o insectă, ca pe o chestie care trebuie strivită, așa ca pe o ploșniță. Nu trebuie izgonite metaforele din textul biblic. Trebuie textul lăsat să aibă și această notă specifică epocii din care vine. Dacă explicăm totul și orice metaforă o netezim cu fierul de călcat sau o eliminăm, textul va suna foarte plat și nu mai are, nu mai are farmec. Trebuie să există și această dimensiune estetică și nu trebuie pornit de la premiza, așa cum văd deseori, mai ales în zona evanghelică, nu trebuie pornit de la premiza că textul trebuie să fie clar în toate detaliile de la prima lectură. Este greșit să pornim de la premisa că un cititor care vine cu, care se întâlnește cu Scriptura trebuie să aibă totul lămurit de la prima lectură și să nu aproape să nici nu mai trebuia să o citească a doua oară pentru că a înțeles totul de la bun început. Deci traducătorul, ne iluzionăm, da. Traducătorul ar trebui să-și cam lase deoparte calitatea lui de hermeneut și să facă traducere și să fie un literat mai bine decât un hermeneut. Să fie, dacă se poate, în aceeași echipă și exegeți foarte buni și literați care să vină cu perspectiva, să zicem, cititorului care nu cunoaște greacă și ebraică. Pentru mine s-ar putea ca textul să sune foarte bine pentru că sunt atât de îmbibat de ebraică încât nu-mi dau seama că poate sună stran în limba țintă. Pentru cineva care judecă textul și îl citește cu mintea publicului, s-ar putea să fie necesare anumite schimbări pentru a nu-l pune pe cititor, să zicem, pe o pistă greșită. Deci textul trebuie să fie un echilibru, să găsească un echilibru între ceea ce este natural în limba în care traduc și ceea ce este specific, care dă o notă de culoare din epoca din care vine textul. Adică nu pot să fac un text să sune chiar atât de modern încât a fost scris pe Facebook, cum scriem noi în, astăzi, să zicem, în epoca Facebook. Dar asta este o artă. Nu putem găsi, să zicem, acea ecuație care să ne mulțumească pe toți. De altfel, James Wiles, care era reprezentantul societății biblice în Balcani, în vremea când traducea Cornilescu Biblia, spunea că o versiune e adesea ca o nuntă. Adică face o nuntă, chem multă lume și zice, nici o nuntă nu-i mulțumește pe toți, că fiecare ar fi vrut să fie un pic altfel. Fiecare are o altă idee despre cum trebuia făcută respectiva ceremonie sau cum trebuia să arate. Nu există o traducere perfectă în sensul că toată lumea e mulțumită, pentru că noi suntem diferiți și venim cu preferințe foarte diferite. Ba, din contră, am putea spune chiar că păstrând, să zic, stilistica veche sau având curajul acesta al păstrării metaforei, acest lucru ar putea să fie chiar în avantajul hermeneutic, în sensul că pune un pilon bun la podul hermeneutic cu trecutul, cu lumea din spatele textului, să zic, nu? Cu lumea, da, și ar mai trebui precizat că în orice cultură, în orice spațiu, să zicem, geografic sau cultural, trebuie să existe cel puțin două, dacă nu chiar trei versiuni. Adică o versiune liturgică, o versiune care este adecvată citirii biblice și de unde scoți anumite formulări care sunt prea aspre. Textul biblic poate să aibă uneori și formulări foarte dure. Poate să nu poți traduce întotdeauna atât de neauș, să spunem, pentru că dacă ai un personaj ca emisarii regelui asirian care vin la iudei care sunt zăvorâți în Ierusalim și le spun câteva lucruri foarte peșleau așa, formulările sunt inacceptabile, sunt prea dure, sunt chiar jignitoare sau la limita necuvinței. Nu se poate traduce chiar atât de frust. Deci o versiune liturgică destinată citirii în publice trebuie să tempereze, dacă e cazul, astfel de lucruri. Asperități. Trebuie să existe apoi o versiune de studiu cu multe note de subsol în care dai cititorului acces la textul în original, cât de, să zicem, fidel se poate, prin explicații, prin comentarii. Și asta este lectura personală, lectura cu diferite note, comentarii. Și în plus ar trebui să existe o versiune pentru publicul nefamiliarizat cu Scriptura, o versiune care îl introduce pe cititor și care folosește într-adevăr un limbaj în genul Living Bible sau New Living Translation. O versiune frumoasă, dar
care ține cont de pregătirea sau lipsa de pregătire a cititorului. Și între cele trei versiuni nu trebuie să existe conflicte, nu trebuie să existe rivalități între cei care citesc aceste versiuni, ci trebuie să ajungem la acea înțelegere matură că pot să existe mai multe și că e bine să existe mai multe versiuni în același spațiu cultural. Da. Și este important de menționat și faptul că chiar dacă sunt diferențe în diferite ediții sau traduceri, acest lucru nu compromite adevărul fundamental al Scripturii și totuși avem scripturi sau avem ediții care au compromis sau care compromit s-au depărtat de o fidelitate acceptabilă. Ai putea să ne dai câteva exemple în limba română de astfel de ediții de care ar trebui să stăm departe, chiar cu riscul să îți mai faci câțiva dușmani? Da, versiunea pe care o publică și pe care o pun în circulație Martorul Iehova este o versiune puternic confesionalizată și marcată de teologia confesiunii care produce acel text. Nu l-aș recomanda decât dacă e ultima Biblie care a rămas și dacă cel care o citește are maturitatea să citească textul respectiv, dar să înțeleagă ce trebuie din el, nu teologia, o teologie particulară. Ai putea să ne dea un exemplu din Biblia Martorilor lui Iehova care compromit, să zic, un... Da, în felul în care este tradus, de exemplu, prologul Ioanin, primele versete, de exemplu, Theos en Hologos și cuvântul era Dumnezeu, cred că avem, nu am la îndemână ediția pentru că am la București și n-am putut să-mi iau tot atelierul de biblic cu mine când am plecat. Cred că acolo avem, sper să nu mă înșele memoria, și cuvântul era un Dumnezeu scris cu literă mică. Da. Stâlpul de tortură, stauros, termenul stauros, cruce, este tradus prin stâlp de tortură, care sună foarte nefiresc. Cred că Duhul lui Dumnezeu e tradus uneori prin spiritul sau spiritul cu literă mică. Sunt multe exemple pe care le putem găsi. În dialogul Domnului cu tâlharul pe cruce, virgula este pusă după astăzi și atunci schimbă tot sensul. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Nu mi-aduc aminte acest exemplu, ar trebui să verific în versiunea engleză, pentru că versiunea românească este de fapt o traducere din engleză. În cazul respectiv e posibil să fie folosită punctuația ușor diferită pentru textul din Luca. În afară de această versiune, care, cum spuneam, este tributară unui anumit tip de înțelegere teologică, mai avem în limba română niște experimente nefericite. Biblia Fidela, de pildă, care este tradusă din engleză după King James Bible, este nerecomandată, măcar că sponsorii acestei inițiative, pe care am criticat-o în multe rânduri, nu e niciun secret aici, pentru că, de altfel, cred că cel mai popular articol de pe Academia Edu, pe contul meu, cred că este cel despre Biblia Fidela. Se pare că oamenii sunt interesați să afle informații despre ea. Această versiune, care a fost tipărită, cred că, în mii de exemplare și difuzată, este un experiment ratat, pentru că, din punct de vedere stilistic, nu corespunde, să zicem, exigențelor traducerii textului într-o limbă cursivă. Sunt prea multe formulări care sunt nefirești, le poate găsi oricine dacă apelează, dacă face o simplă căutare cu privire la acest articol. Nu se poate traduce Biblia din engleză cum au făcut respectivii, care considerau cumva că versiunea King James e cea mai inspirată, cea mai infailibilă, cea mai bună și că ar trebui cumva să ne fericească și pe noi în România cu astfel de versiune. Îmi pare rău să o spun, e o risipă de bani, o risipă de energie, că s-a consumat totuși multă energie și că banii respectivi puteau fi folosiți pentru a tipări o altă versiune, versiunea Cornelescu clasică. E foarte bună, să zicem, pentru a-ți da mesajul în ansamblu. Nu avem nevoie de astfel de versiuni care stâlcesc limba română într-un mod înfiorător. Mai sunt și alte experimente care s-au făcut, versiuni realizate de o singură persoană. Eu aș spune că dacă avem
versiunea clasică, Dumitru Cornilescu, sau o versiune precum NTR pentru lectura personală, sau dacă citim în engleză și avem NIV-ul ca Biblie, să zicem, mai ușor de înțeles și mai luăm un ESV cu note, dacă vrem o Biblie de studiu, cred că este suficient, pentru că Biblia e ușor de înțeles în datele generale. Sunt detalii care sunt greu de înțeles, dar rezumatul Scripturii, mesajul central în ce privește întâlnirea cu Hristos despre care Scriptura dă mărturie, aici nu avem niciun fel de problemă. Nu ne putem plânge că nu înțelegem ce spune Hristos, chiar dacă vorbește uneori paradoxal. Nu, mesajul este limpede. O ultimă întrebare înainte să concluzionăm discuția noastră. Când am lucrat pentru teza de doctorat pe 1 Corinteni pe care am scris, am folosit destul de mult ediția ortodoxă Bartolomeu. Am și fost împins să o folosesc chiar în text. Ce părere ai despre aceasta? Biblia Bartolomeu Anania are un aparat bogat de note și poate să fie utilă ca ediție de studiu, dar în mod remarcabil ea nu a fost adoptată ca versiune sinodală, așa cum și-ar fi dorit traducătorul. Bartolomeu Anania scrie în memoriile sale despre felul în care s-a produs această schimbare. El a dat această versiune sinodului contra un leu, simbolic, practic a donat-o, și se aștepta ca ea să fie promovată ca versiune oficială a Sfântului Sinod, dar patriarhul Daniel, care pe vremea respectivă era mitropolit al Moldovei, a propus ca versiunea aceasta să fie onorată cu titlul de versiune jubiliară și traducătorul s-a bucurat, iar apoi a realizat că, de fapt, prin titulatura jubiliară se sugera că ea va fi sărbătorită o anumită perioadă și apoi va ieși din, să zicem, din uz. Prin urmare, a rămas doar pentru pasionații care doresc o versiune mai specială. Bartolomeu Anania scrie bine, scrie bine și traduce bine, dar uneori, asemenea lui Galaction, folosește formulări mai prețioase, care nu sunt, să zicem, uzuale, care dau textului o notă de artificialitate. Prin urmare, poate figura și ar trebui să figureze în atelierul oricărui studios al Scripturii, oricărui cercetător, dar cred că pe alocuri sunt niște neajunsuri. Pot să iau doar un exemplu care îmi vine acum în minte. La un moment dat, făcând cercetare tot pe 1 Corinteni, am observat că Bartolomeu Anania, în cazul acelui citat din capitolul de la început, unde Pavel spune voi nimici priceperea celor pricepuți și voi zădărnici înțelepciunea celor înțelepți, Pavel se abate un pic de la Septuaginta. El nu spune că în Septuaginta voi ascunde priceperea celor pricepuți, ci Pavel spune mai dur voi nimici. Deci nu citează Pavel întotdeauna exact. Bartolomeu Anania, în acest caz, îl corectează pe Pavel cu Septuaginta și spune voi ascunde priceperea celor pricepuți. Nu ar trebui corectat Pavel. Dacă Vechiul Testament în Isaia, în textul grec, spune voi ascunde, iar Pavel, folosind acel text, introduce o modificare, ar trebui lăsat Pavel să fie Pavel. Nu văd de ce trebuie să-l corectăm. Deci, uneori, poate că filologul Bartolomeu Anania sau literatul, sau nu știu cine a acționat aici, poate mai mult teologul sau episcopul, și-a îngăduit, să zicem, să modifice textul Apostolului Pavel ca să-l alinieze, să fie citatul din Septuaginta fără nicio problemă. Dar mai sunt, exemple, și în capitolul 9, unde Apostolul Pavel vorbește despre libertățile apostolului și acolo face puțină hermeneutică în traducere pe cine are libertatea sau ar putea să ia în călătorile lor misionare Apostolul Pavel. Da, da. Faptul că n-ar fi vorba acolo de soțiile apostolilor, ci de niște îngrijitoare care ar fi, da, i-ar fi ajutat, să zicem, să își asigure hrana sau ce știu eu. Într-adevăr, acolo pare să fie o interpretare de secol 4 care este aplicată asupra secolului apostolic și nu cred că niciun exeget serios acceptă astfel de înțelegere, că acolo Pavel ar vorbi despre niște însoțitoare.
Da. E destul de evident că Pavel face referire la soțiile apostolilor, care erau și ele susținute de bisericile pe unde treceau. Așa este. Oricum, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu va vorbi. Modul cel mai evident prin care Dumnezeu ne vorbește astăzi este prin cuvântul Său. Sigur, în Epistola către Evrei găsim că Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri, la sfârșitul vremurilor ne-a vorbit prin însuși Fiul Său. Deci, Biblia face parte din acest pachet al revelației lui Dumnezeu. Desigur, o revelație specială, pentru că nu orice om care a călcat pe fața Pământului, pe această planetă, a avut ocazia să citească sau să aibă o Biblie în mână. Dar cei care o avem, ar trebui să o prețuim, ar trebui să o citim, să o studiem, să o memorăm. Iar în acest proces al studiului, este bine, iată cum am fost încurajat și astăzi, să nu ne oprim la o singură ediție, ci în special în ceea ce înseamnă liturghia sau apartenența noastră la comunitatea bisericii, este bine să ne aliniem la o versiune comună, unitară, pe care să o avem toți. În procesul studiului este bine să lărgim acest spectru și să folosim câteva traduceri, câteva ediții care să ne ajute în descoperirea sau în pătrunderea în anumite aspecte de finețe ale adevărului biblic, care rămâne până la urmă unic, dincolo de o traducere fidelă, așa cum ai spus, și nu una, știu eu, denominațională. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și prin aceasta trebuie să vedem că în ea descoperim caracterul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Manu, îți mulțumim foarte mult că ai fost cu noi, îți mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ai dat, îți mulțumim pentru sfaturile pe care ni le-ai dat. Un cuvânt de apreciere pentru tine și pentru munca ta. Îți dorim succes în procesul de traducere. Iată, sunteți la Vechiul Testament acum cu EDCR-ul. Apropo, pe unde sunteți? Ce lucrați acum? Citeam din Neemia acum, a fost revizuită de două ori cartea, a mai fost citit o dată de un revizor literar. O citesc eu încă o dată după rezolvarea acelor comentarii. Va fi citită de un coleg din echipă, tot ca parte a revizuirii literare, și apoi va ajunge la comitetul pastoral, unde iarăși va fi citită de câteva ori. Procesul este foarte migălos, dar ne bucurăm că ori de câte ori avem câte o carte gata, am mai pus, să zicem, o cărămidă la acest edificiu și ne bucurăm mai ales că reușim să dăm viață în continuare textului lui Cornilescu, pe care uneori îl descoperim mai bun decât ceea ce propunem noi în primă fază. Paradoxal, e experiența de multe ori când, încercând niște soluții mai radicale, descoperim că ar trebui să ne întoarcem la vechiul text pentru că sună bine. Dar, sigur, vor fi și multe schimbări în Vechiul Testament, vor fi destul de multe, deci cei care doresc să vadă mostre de text, cred că voi mai posta din când în când pe blog, pe Facebook, voi sta fragmente și uneori chiar cer feedback de la cititori, întrebându-i cum li se pare că ar suna mai bine și în funcție de feedback-ul primit ajustăm și traducerea în consecință. De altfel, dacă reușim să terminăm anul acesta o treime din Vechiul Testament, cred că vom putea încărca în Apple YouVersion acea secțiune. Va putea fi citită și, de ce nu, vom putea primi feedback la cărțile, să zicem, primele 5 cărți ale lui Moise, apoi Iosua sau Judecători, Rut, Neemia, Estera, Ezra și chiar două cărți poetice, Ecleziastul, Cântarea Cântărilor, mai scurte, și ne-am bucurat să fie citite chiar înainte să apară ediția tipărită, pentru că prin lectura în avans putem să mai îmbunătățim câteva în urma sugestiilor, în așa fel încât versiunea finală tipărită să fie stabilă și să nu trebuiască să o revizuim tot la câțiva ani, cum se întâmplă în alte situații. NTR-ul, de pildă, a fost prea des revizuit și asta îi afectează pe unii cititori. Da. Așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestui proiect curajos. Eu personal aștept cu nerăbdare să ne întâlnim la locul unde se bea cafeaua, adică la tine în birou, și să ne întâlnim la școală cât de curând.
Până atunci, Domnul să te călăuzească, să-ți dea pricepere, înțelepciune în tot ce faci, să te păzească de erori grave, în ceea ce privește traducerea, mă refer, nu m-am referit la aspecte personale ale vieții. și de alea să ne păzească Domnul. Și de alea. Și cu mare drag aștept să ne revedem sau în Canada anul acesta, sau în București în toamnă. Să fii binecuvântat și mult har!